Bună ziua! Mă numesc Romeo Vlalu. Sunt directorul general al societății Hidro Jepi SA. Societatea noastră este continuatoarea fabricii de hârtie calc și Samuel Schill, înființată în 1882 și care producea hârtie. Pentru producerea unei tone de hârtie era necesară utilizarea circa 240 de metri cub de apă, care provenea din mai multe captări situate atât în munții Bucegi, cât și în muntele Zamora. În prezent, această apă este folosită pentru producerea de hidroenergie cu ajutorul la 3 microhidrocentrale cu o putere totală instalată de 1,27 MW. Datorită oportunității acordate de Innovation Norway, avem acum posibilitatea de a crește capacitatea de furnizare a energiei regenerabile prin instalarea a 3 hidrogeneratoare cu o putere instalată totală de 121 de kW, care să valorifice potențialul hidroenergetic al captărilor Valea Comorilor, Urlătoarea Mică și Valea Spumoasă. Pentru societatea noastră, proiectul este unul extrem de important și prezintă un pas major în procesul de dezvoltare. Datorită sprijinului financiar acordat de Innovation Norway, avem posibilitatea să implementăm pe deplin această nouă capacitate tehnologică de producție de energie și să contribuim la reducerea nivelului de dioxid de carbon fără impact asupra mediului. Dorim să mulțumim pe această cale partenerului nostru norvegian, MiniHydro Norge AS, pentru contribuția deosebită pe care o aduce proiectului nostru. Partenerul norvegian este furnizor de echipamente electromecanice complete pentru hidrocentrale mici și mijlocii, inclusiv turbine Pelton, Francis și Kaplan și deține o experiență considerabilă în domeniu. Partenerul nostru a furnizat până în prezent echipamente pentru mai mult de 20 de hidrocentrale din Norvegia cu puteri cuprinse între 1 MW și 5 MW fiecare, iar implicarea acestuia în proiect va contribui substanțial la finalizarea lui cu succes. Pentru noi, acest proiect prezintă o oportunitate excelentă pentru a crește producția de energie verde, valorificând responsabil potențialul unor resurse în prezent neexploatate, producând un impact pozitiv asupra securității energetice în zonă, producând scăderea emisiilor de dioxid de carbon și asigurând un mediu mai curat cu efect asupra creșterii calității vieții din zonă. Recomandăm această schemă tuturor societăților care au posibilitatea de a contribui la producerea de energie din surse nepoluante. Vă mulțumesc!